În exterior, aceste bole ale labelor la pui sunt dificil de distins chiar și si de o fotografie. În acest sens, sunt adesea confuzii. Și si ei înșiși si si se amestecă. Tendovaginita apare adesea ca o complicație a artritei. Abonează-te la canalul meu. Așa vei fi la curent cu tot ceea ce postez și nu uita să-mi spui de unde mă urmărești. Artrita nu este deloc o boală, ci un nume general pentru mai multe boli care afectează articulațiile simultan. În plus, inflamația articulațiilor poate fi unul dintre simptomele unei boli infecțioase. Tendovaginita este o inflamație a căptușelii interioare a tecitendonului. Artrita, durere articulare, poate avea următoarele motive. Infecții Tulburare metabolică, gută Deteriorarea mecanică Datorită faptului că simptomele bolilor sunt aproape aceleași, iar studiile serioase ale picioarelor la pui nu sunt efectuate în medicina veterinară. Artrita cu tendovaginita a schimbat locul în creșterea puiului. De foarte multe ori, cauza tendovaginitei este supra-solicitarea constantă a tendoanelor. Și tendoanele broilerilor suferă de o astfel de suprasolicitare datorită creșterilor rapide. Tendoanele nu țin pasul cu creșterea oaselor și greutatea puiului. Microtrauma persistentă duce în cele din urmă la inflamația tendonului. Cauzele artritei nu au fost stabilite în mod fiabil nici la om. Există o teorie conform căreia aceasta este o problemă imunogenetică. Dar câteva declanșatoare sunt tuberculoza și guta. Nu uita să te abonezi la acest canal și să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești. Simptome de fapt, picioarele găinilor doar în aceleași locuri, dar din motive diferite. Prin urmare, simptomele bolilor sunt similare. Lipsa de dorință de mișcare. Refuzul hranei din cauza durerii. Șchiopătarea. Mișcări constrânse. Tendoane inflamate. Articulații mărite. Sete. Într-un curs acut, pui preferă să mintă. Bolile sunt greu de observat până când dezvoltarea lor nu a mers prea departe, deoarece găinile refuză mâncarea și apa. Și cel mai adesea, acest refuz este asociat cu alte motive. Prevenire și tratament dacă bolile picioarelor nu sunt tratate, pui vor muri pur și simplu de foame și sete, deoarece nu vor putea ajunge la hrănitor. Pentru a stabili diagnosticul, trebuie să invitați un medic și apoi să urmați recomandările acestuia. Dar conform mărturiei găinilor, dacă astfel de boli nu sunt contagioase, atunci găinile mincinoase se îngrașă aproape la fel de bine ca și cele sănătoase cu condiția să le fie furnizate alimente și apă la îndemână. Dar în acest caz, conținutul celular este necesar, iar podeaua din cușcă ar trebui să fie plasă. De obicei, dacă un medic veterinar prescrie un tratament, atunci acesta este administrat cu antibiotice. Prevenirea artritei, păstrarea curățeniei găinilor Se crede că artrita este o boală a picioarelor murdare de pui. Dacă facem o analogie cu numărul tot mai mare de artrită din umanitate, atunci apar concluzii triste. Nu uita să vezi și următorul video: un video despre guta la găinii, simptome și tratament. Ne auzim acolo o zi bună.